Centrul militar județean Giurgiu a fost înființat pe 20 februarie 1981, după ce, cu doar o lună înainte, luase ființă județul Giurgiu. Conducerea centrului militar se pregătește zilele acestea să aniverseze cei 30 de ani de existență a instituției. La nivelul centrului militar se vor organiza în data de 17 februarie, începând cu orele 10:30, o serie de manifestații, atât în incinta centrului militar, cât și în locația Consiliului Local al municipiului Giurgiu. Aveți deja un program conturat pentru ziua respectivă? Da, lucrăm în continuare la acest program. El nu este definitivat, funcție de precizările pe care le vom mai primi de la eșaloanele superioare și de la Primăria Municipiului Giurgiu și Consiliul Județean. Primăria Municipiului va sprijini acțiunea organizată de Centrul Militar Județean, considerând că evenimentul merită marcat așa cum se cuvine. Primăria Municipiului Giurgiu va fi alături de Centrul Militar Județean la organizarea manifestărilor care marchează împlinirea 30 de ani la 20 februarie 2011 de la înființarea Centrului Militar. Întâlnirea festivă la care vor participa invitați de seamă, se va desfășura la sediul primăriei, în sala de consiliu, și suntem convinși că atunci se va da dimensiunea reală a acestei aniversări, pentru că, deși poziționat într-o zonă geografică de veche tradiție, respectiv Vlașca, Giurgiu ca județ și apoi structurile sale specifice pe domenii de activitate nu au o vechime atât de mare. Suntem convinși că împreună vom putea marca această aniversare așa cum se cuvine.